Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot, bine ați venit la o nouă etalare, dragii mei lei. Voi face o etalare pentru dumneavoastră, pentru luna iulie, pentru zodia leu, luna sau ascendentă zodia leu, să vedem, să descoperim ce evenimente, situații vor fi în această lună iulie, vor veni în viața dumneavoastră. Nu uitați că este o etalare generală, așa că vă recomand să luați doar mesajele cu care rezonați și vă invit să vă înscrieți dacă n-ați făcut-o până în momentul de față, să apăsați clopoțelul, pentru că noi în acest mod ne vom conecta la nivel energetic pentru a primi răspunsuri din partea cărților și mai mult decât atât veți primi notificări cu videoclipurile pe care le voi distribui în viitorul apropiat. Haideți să vedem pentru toți cei din fața micilor ecrane, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, pentru toți cei care s-au abonat, s-au înscris, pentru cei care mă urmăresc, mă susțin și pentru toți cei cu energie pozitivă. Dacă doriți o etalare în privat de sub acest videoclip, este adresa mea de mail unde îmi puteți scrie și vă răspunde cu drag. Haideți să vedem pentru zodia Leu, luna sau ascendentul zodia Leu, energia lunii iulie. Haideți să vedem, voi extrage trei carduri. Împărăteasa cu magicianul și lumea. Wow, foarte interesant aici. Văd foarte multă comunicare. Văd că veți fi mai creativi. Preoteasa. În momentul de față văd că studiați, aveți răbdare în ce privește familia dumneavoastră, în ce privește o familie din trecut sau doriți să plecați la familia dumneavoastră de origine. Aici văd că cineva trebuie să aibă răbdare, trebuie să fie mai înțelept. Sunt anumite secrete cu membrii din familie. Veți intra în legătură cu o femeie în semn de apă, Scorpion Pești, o femeie inteligentă, înțeleaptă, empatică, poate citește în tarot, astrologie, este clar văzătoare, medium, etc. Văd că o mamă poate avea un rol important pentru copiii săi. Alții văd că studiați împreună cu familia să faceți un drum, să mergeți într-o călătorie pentru luna august, septembrie. Împărăteasa, aici văd că doriți să dați naștere un nou proiect și văd foarte multă acțiune, senzualitate, comunicare, creativitate, abundență, prosperitate. Aici văd că vă veți ocupa de copii, văd că veți ști ceea ce vă veți dori și veți acționa pentru a reuși, pentru a vă îndeplini dorința, pentru a vă pune în acțiune planul, proiectul. Aici văd cineva care merge într-o zonă de câmpie, la țară, în mijlocul naturii, cu magicianul văd comunicare, văd că magie. Văd o nouă idee, un nou început de relație, un nou job, o nouă carieră. Văd că veți manifesta dorința și văd că va fi magie în viața dumneavoastră. Cu lumea, Taur, Scorpion, Leu, Vărsător, Berbec, Gemeni pot avea un rol important. Cu lumea aici văd că doriți să plecați peste hotare, veți intra în contact cu persoane de peste hotare. Aici cineva poate are un job online, intrați în contact online cu persoane de altă naționalitate. Cu magicianul și cu lumea văd că veți reuși ceea ce v-ați propus, să vă atingeți țelul, veți avea triumf, veți fi în mijlocul a mai multor persoane, văd foarte multă lume în jurul dumneavoastră, văd că se va conclude, veți duce la bun sfârșit o situație, o veți conclude, veți reuși, ceva care va dura pe termen lung. Da, văd triumf, succes, împlinirea dorinței. Interesantă lună pentru voi, dragii mei lei. Este o lună nemaipomenită aici. Văd că veți intra în legătură și cu persoane mai tinere, cu un copil poate, sau un copil are un rol important care se află la distanță, sau acest copil va pleca într-o călătorie. Dar acum văd că deocamdată studiați acest proiect și văd că în 3 puncte, 3 săptămâni, 3 zile, 3 luni veți acționa, veți pune în aplicare acest proiect, această idee. Haideți să vedem ce vă spune tarotul, da? Haideți să vedem tarotul.
Litera A poate avea un rol important, cifra 21, 3, 1, 2, 19. Pentru Zodia Leu, pentru toți cei din fața micilor ecrane, mulțumesc ce a sărit. Veți avea parte de un succes. Cineva dă de carnet sau are un examen, văd că va lua acel examen, văd o bucurie, o veste nemaipomenită pentru care veți petrece o împlinire, un succes, o invitație la un eveniment social, cum ar fi, văd aici pe cineva care va aduce pe lume un copil, văd pe cineva care va merge la un botez, la o nuntă, la un eveniment social cu prietenii, ajutor din partea prietenilor care sunt aproape. Haideți să vedem, un bărbat în semn de pământ, aur, fecioară, capricorn, poate avea un rol important în viața dumneavoastră. Poate lucrați pentru această persoană sau lucrați cu această persoană, poate fi o persoană generoasă, determinată pentru a-și îndeplini visul sau pentru a-și pune în aplicare, vedeți, din nou magicianul. Ia uitați cum sunt conectate aceste cărți, aceste carduri de nou energia magicianului. Veți face magie. Veți reuși în ceea ce v-ați propus, veți realiza ceea ce v-ați propus și vă veți asuma controlul vieții voastre. Ești în grad să manifesti tot ce ai nevoie pentru a avea succes. Cum spuneam, acest bărbat vă poate ajuta sau poate dumneavoastră vă axați foarte mult pe partea financiară, pe stabilitatea noastră financiară. Dragii mei, văd o lună nemaipomenită. O lună nemaipomenită. Haideți să vedem, dar cu patru de monede aici, tot pe cineva care strânge bani, care la începutul lunii sau în aceste zile următoare strânge bani, e mai reținut la bani sau investițiile sale financiare. Văd că trebuie să administreze aceste resurse financiare cu înțelepciune. Văd și un echilibru care doriți să-l faceți între ieșiri și intrări de bani, adică între cheltuieli și economiile dumneavoastră. Dar voi văd un pic și reținuți în ce privește o persoană, un prieten sau unde veți merge. Văd pe cineva mai rigid, mai reținut în interiorul său, se protejează pentru a nu suferi, dar mai văd și pe cineva gelos, posesiv în aceste următoare zile, da? Cineva care ține la persoane dragi, cineva care ține la banii săi. Cu magicianul este clar că va fi un nou început pentru dumneavoastră, o veste, un loc de muncă, o idee. Cu 6 de monede veți primi o sumă de bani, veți primi o sumă de bani poate fi din partea unei instituții. Cu 6 de monede văd că veți fi ajutați sau vi se va oferi ajutorul, suportul sau vi se va cere ajutorul. 6 de monede văd un echilibru între a da și a primi. Cu 10 de monede este clar că veți avea parte de stabilitate financiară, investiții pe termen lung, stabilitate economică în casă, în familie, pentru membrii familiei. Mergeți la o bancă să puneți anumiți bani sau să luați o sumă de bani. Văd că veți adopta anumite măsuri necesare pentru a garanta cum să zic eu, o siguranță financiară, să spunem așa, pentru copiii dumneavoastră, pentru viitorul familiei dumneavoastră. Și văd tradiții, persoane, multă lume care se vor reuni, cu care veți fi. Cavalerul de bețe cu 6 de bețe văd o nouă aventură, veți fi în centrul atenției, veți fi, nu știu, premiați, răsplătiți pentru munca noastră, veți avea succes, veți fi aplaudați, veți fi în centrul atenției și văd o nouă aventură sau o călătorie unde veți merge la drum. Și văd foarte multă nerăbdare pentru a experimenta, cum să zic eu, noi experiențe de viață. Cineva aici văd că va avea succes pe planul financiar, în ce privește un loc de muncă, investițiile financiare. Văd o relație de iubire foarte pasională, unde văd atracție între voi doi, alegeri, intimitate, foarte, foarte interesant, dragii mei, foarte frumos. Haideți să vedem și ce vă spune oracolul călătoriei pentru dumneavoastră, pentru voi, dragii mei, pentru tine, pentru cel care vizionezi acest videoclip. Haideți să vedem. Da, deci ești grăbit. Ți se spune încet și bine. Nu te grăbi. Ai răbdare.
Ai răbdare că va veni totul la momentul oportun. Aici văd cineva, nu mai are răbdare, este foarte nerăbdător. Să meargă la un eveniment, să se distreze, să se simtă bine, să iasă cu prietenii, să savureze viața. Văd o bucurie, o distracție, o plăcere, un succes care vine în viața noastră, o ușă care vi se deschide, o oportunitate care vine în viața noastră. Văd o lumină de la capătul tunelului care răsare. Da, aici este poarta triumfului, cum am zis, cu lumea aici. Este o oportunitate și un succes care va lua amploare în viața dumneavoastră și veți răsări din, cum să zic eu, veți renaște din propria cenușă, o transformare importantă, o eliberare, o nouă cale, o nouă persoană iese la suprafață din interiorul dumneavoastră. Văd foarte mult foc, pasiune. Interesant, o transformare care vă va atinge această următoare săptămână. Următoarea lună, mă scuzați. Veți trece printr-o mare transformare în această lună. Veți răsări, veți străluci o nouă viață pentru voi, dragii mei. Uite, numărul 1, nașterea unei noi vieți, a unui nou proiect, cum ți-am zis. Zice să recuperezi spiritul tău luptător și să începi să acționezi într-un mod rapid și precis. Ai curajul și forța pentru a cuceri orice îți dorești. O nouă viață pentru tine, un nou început. 88 bani, vor veni bani, noroc, câștiguri neașteptate, un portal de abundență se deschide pentru tine și pentru persoanele care le iubești și văd bogăție, meriți acest lucru. Dar văd și o întrebare pe care o să o ai în această lună, fii atent la această întrebare care poate nu e în momentul de față, dar va veni în această lună. Răspunsul la întrebarea ta este nu. Dacă te gândești să începi o nouă activitate sau să începi, nu știu, să lași pe cineva sau să te desparți sau să te muți sau zice că nu este momentul. Da? Așteaptă, nu este momentul. Uneori un nu este mai prețios decât mai multe da. Hai să vedem și ce vă spune oracolul Reiki pentru voi, dragii mei. Ce vă spune oracolul Reiki? Energia Reiki, energia Universului, energia Reiki, energia Universului pentru voi, dragii mei, pentru cei care vizionați acest videoclip. Ce vă spune acest oracol? Introspecție, răspunsul la întrebările tale sau vindecarea sufletului tău este în interiorul tău, acolo găsești calea, curajul, adevărul, răspunsul, viața, tot ce ai tu nevoie este în interiorul tău. Haideți să vedem și pe plan sentimental, pe plan sentimental pentru voi, iubiții mei lei, cum va fi această lună iulie, cum va fi această lună iulie, un angajament, o logodnă, o căsătorie, văd că este important pentru relația ta, pentru a avea succes, văd aici că acest angajament, parteneriat, relație, cuplu, căsătorie, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, este un factor important pentru a avea succes. Poate veți primi un inel, poate o veți oferi un inel, poate veți fi ceruți în căsătorie, logodnă, etc. Și vi se spune că uneori este mai bine să renunți, să lași ca universul să lucreze la dorințele tale. Și totul se va întâmpla la momentul divin. Asta ce înseamnă? Că parcă simt sau cred că cineva dorește să forțeze lucrurile, situațiile, persoanele, evenimentele din viața sa, vi se spune să renunțați. Uneori e mai bine să renunțați și să lăsați ca universul să lucreze, să vină lucrurile de la sine, la momentul oportun. Pentru că aici văd că forța dumneavoastră va fi un pic pusă la încercare, da? Sau vei fi testat, vei fi un pic vulnerabil, volubil sau, nu știu, vei fi pus sau relația ta va fi pusă la încercare, da? Ai grijă aici sau poate ai întrebări, cauți răspunsuri, în interiorul tău vei găsi acele întrebări și răspunsuri. Poate o gelozie aici. Și respectă relațiile tale. Pentru că dacă vei respecta relațiile tale, persoanele cu care tu vei intra în contact, vei fi respectat și tu la rândul tău.
Haideți să vedem și acest oracol al iubirii, un mesaj pentru dumneavoastră, pentru această situație, un sfat. Vei fi inspirat. Vei fi inspirat pentru a rezolva lucrurile, pentru a găsi soluții, pentru a... vei fi inspirat de univers. Lucrează prin tine, va lucra universul prin tine. Vei găsi idei, soluții. Și uite, văd că vei înflori. Văd că te vei înfrumuseța. Vei deveni mai frumos, mai frumoasă. Iubire, frumusețe. Vei avea mai multă grijă de tine. Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o lună minunată, binecuvântată. Să ne vedem cu bine, sănătate, la revedere!